Fondul European pentru Europa de Sud-Est, prin intermediul Facilității de Dezvoltare în parteneriat cu Banca Națională a Moldovei, a organizat o masă rotundă în cadrul căreia s-a discutat despre evoluția banilor, de la monede la carduri virtuale și contactless. La eveniment au participat câțiva experți în domeniul plăților fără numerar. La început se turna moneda, apoi oamenii au observat că mai avantajos ar fi ca moneda să fie bătută și nu turnată, apoi evoluează de la monedele grecești, care sunt niște piese grele. Apar în epoca bizantină, monedele sunt mult mai subțiri, mult mai fine, cu imagini foarte frumoase. Moneda bizantină conține și chipul, majoritatea monedelor, chipul împăraților bizantin, dar și chipul lui Iisus Hristos. În timpul domnitorului Petru I Mușat, poartă pe avers imaginea boului moldovenesc, iar pe revers un scut, care se schimbă în funcție de domnii. Potrivit experților, Moldova a bătut monedă cu anumită pauză până în secolul XVII. După monede a apărut următoarea formă a banilor, bancnotele, adică banii de hârtie. Banii de hârtie deja au fost pur și simplu un instrument de plată, n-au avut o valoare în sine. După apariția calculatoarelor au apărut așa numiți bani scripturari sau bani de cont. Bani au căpătat o formă virtuală. Un alt instrument de plată care a apărut în secolul trecut a fost cardul bancar. Primul card rudimentar a apărut în anii 20 și a fost emis de către rețelele de magazine care au avut conturile clienților. În 2 ani au fost emiși 20.000 de carduri sub sigla Diners Club. În 1958 au apărut cardurile Visa, ulterior Mastercard. Ambele carduri au fost create în America. Mai târziu au fost create cardurile de tip contactless. Implementarea tehnologiei contactless permite trecerea către autodeservirea clientului la punctele comerciale. Identificarea cardurilor cu tehnologie contactless se observă prin simbolul acestei unde perpetuate, deci perceperea datelor de pe chip în cazul de față, se efectuează prin intermediul unei antene care este plasată în interiorul plasticului și care prin intermediul unui câmp electromagnetic la distanță foarte scurtă poate să preia datele de pe chip și să transmite către POS terminal. O altă tendință care ia amploare sunt cardurile virtuale. Cardul virtual are scopul ca să facă cumpărăturile online, să le facă cât mai accesibile și mai securizate. Potrivit organizatorilor, scopul evenimentului este de a promova responsabilitatea socială și incluziunea financiară.